A doua întrebare este legată de faptul că s-a tot discutat că veți pleca în cazul în care România retrogradează și se termină această grupă. Face rău această discuție în vestiar, nu știu, îi vedeți pe jucători, poate că nu mai privesc așa cu încredere faptul că dumneavoastră ați putea pleca și dacă v-ați gândit dumneavoastră să faceți un pas în spate. La fel ce v-am spus, și după jocul din Finlanda, la fel vă spun și acum stăm în picioare. Important este să vedem cum terminăm. E important să aducem trei puncte în acest ultim joc, pentru că pot conta și în economia clasamentului, dar și ca și impresie. Ne reconfirmăm că ce începem să arătăm poate să fie transformat în identitate și trebuie să devină necondiționat regulă și mă refer la aici la atitudine și la spirit. Lucrăm foarte mult să adunăm echipa, să se strângem. Pentru echipă cred că ar fi cel mai bine ca să fie continuitate și spuneam asta și dacă era altcineva aici în locul meu, pentru că altfel în continuu venim și încercăm lucruri noi și uh, explorăm și chiar uh, căutăm foarte multe răspunsuri. Pot să spun că după a treia acțiune am un tablou destul de complet al situații și um, al uh, etapelor care ar trebui urmărite pentru a crește nivelul echipei și pentru a începe să performăm, dar după această acțiune este firesc, e normal, e profesionist ca să ne așezăm, să analizăm, să vedem ce, put, ce am făcut, ce putem face în continuare și care este interesul echipei naționale. Interesul echipei naționale va prima mereu.